tău și de la Fiul. Și mă gândesc, măi, el numai trăia pe sus, pe acolo, pe undeva. Nu se gândea, mai spune la sfârșit și salutări de la prietenul de aici, de la părtășia de aici, dar când pornește de unde trăia el tot timpul. Salutările noastre sunt de la Tatăl nostru și al vostru și la Domnul nostru Iisus Hristos. Fiți binecuvântați! Ne bucurăm să fim cu voi și credem că El are absolut o pâine vie plină de binecuvântări pentru voi astăzi. Slăviți să fie numele Lui! Cântați cu noi, bucurați-vă împreună cu noi, să-L lăudăm pe El căci este vrednic. Amin? Vrednic ești de cinste și închinare, ridică mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Vrednic ești de cinste și închinare, ridică mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și ca Tine altul nu, și ca Tine altul nu. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și ca Tine. Este Dumnezeul tău cel mare. Poate să facă mult mai mult decât gândești sau ceri. Mult mai mult. Ce este acest mult mai mult decât gândești sau ceri? Ăsta este Dumnezeul pe care îl propovăduim. Ăsta e Tatăl pe care îl slujim.
cel care a început absolut totul când nu era nimic. De multe ori aștept să se împlinească asta, să se împlinească asta, să-ți dea un loc la spital, să fie cineva care să-ți dea banii, să te duci acolo. Dar Dumnezeu face un drum unde nu este drum. El face râuri unde nu sunt râuri în mod normal. Dumnezeul pe care trebuie să începi să crezi, să vezi, este un Dumnezeu care este supranatural, neobișnuit. Ține minte când întreba: ce lucruri neobișnuit faceți? Dacă credeți cum cred ceilalți, și crede-mă, hindușii și budiștii experimentează multe vindecări, chiar fizice și mentale. Ce lucru neobișnuit faceți? Cât de mare este Dumnezeul tău? Ilie s-a luptat și a venit acolo și a zis: prorocii ăștia vreau să știe Israel și lumea spirituală că este un singur Dumnezeu adevărat. Tu, acolo unde ești, ceea ce se întâmplă cu tine de multe ori este că încă te supui la lucrurile acestea obișnuite, încă aștepți lucruri obișnuite, încă gândești obișnuit, și Dumnezeul neobișnuitului este parcă mai mult decât te gândești, parcă mai mult decât poți să aștepți. Dumnezeul neobișnuitului, mărit să fie numele Lui. Ce lucru neobișnuit face? Ce lucru neobișnuit ceri? Ce lucru neobișnuit aștepți? Te lupți de 30 de ani cu păcatul, cu problemele, tot încerci să mai tragi de copii, de familie. Ce lucru neobișnuit faci când Dumnezeu a zis: tu și casa ta veți fi mântuiți? Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul, așa zis El. Da, da, dacă nu cred ei. Și ce dacă? Ce, nu sunt destule măgărițe pe drumul lui Balaam? Mai vorbim cu câteva să meargă pe acolo. Dumnezeu care a zis și au apărut lucrurile, e ceva greu pentru El? Oh, da, dar nu se bagă El, că e voința lor. Și întâlnirea ta cu El n-a fost voința ta, crede-mă, că dacă aștepta Dumnezeu după voința ta, tot în păcat erai acum. A fost voința Lui, a fost alegerea Lui, a fost harul Lui, că a pregătit așa de multe lucruri și te-ai trezit în locul acela în care: Doamne, cum pot să spun nu? A fost harul Lui, a fost El însuși care a venit pe când erai mort. Ce voință are mortul? Nu prea are prea multe răsat acolo. Nu, și ei sunt poate morți, dar Dumnezeu în Hristos declară, proclamă, spune să fie înviați. Câtă voință a avut Lazar ca să iasă din mormânt? Nimic. L-a scos cuvântul lui Dumnezeu. Hristos a zis și a înviat. A citit acolo unde spune în Ioan că vine timpul și acum a venit când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu? Păi dar trebuie să asculte și trebuie să aibă voința și să accepte morții. Cuvântul lui Dumnezeu zice și morții înviază. Asta este. Mai mult decât crezi sau gândești, mai mult decât înțelegi, Dumnezeul tău este dincolo de asta. Iată, un Dumnezeu neobișnuit. Tatăl tău este extraordinar, minunat. Și mă bucur acum că parcă-ți lărgește înțelegerea, parcă-ți deschide niște locuri, niște lucruri care parcă te-ai blocat, ai tot așteptat, te-ai tot gândit: mă, nu știu să mă bag, să nu mă bag. Și Domnul spune: eu m-am băgat deja. Eu deja am biruit. Sunt ai mei. Mi-aduc aminte, a fost o situație interesantă. O familie care iubeam foarte mult, băiatul lor
Și îmi pare rău dacă asta e puțin contradictoriu ce spun, dar dacă nu poți să înțelegi, ok. Băiatul lor a murit de prea multe droguri. Și au fost extrem de loviți. Pentru un fel, ce s-a întâmplat cu el? Crescut în biserică, l-a primit pe Domnul Iisus, dar a luat-o pe altă direcție. Și mi-aduc aminte că am fost la serviciu de mormântare, erau buni prieteni ai noștri, niște frați americani, familia americană, i-am îmbrățișat, dar cel puțin mama era absolut de neconsolat. Și vorbim în felul ăsta și Domnul îmi deschide ochii și am o viziune. Și viziunea aia era o poză de familie făcută de Domnul din cer. Și băiatul era în poză. Zic, Doamne, cum faci tu poze? Pentru că pentru tine sfârșitul și începutul. Ce contează pentru tine? Și am spus, câți copii aveți? Zice, atâția. Erați toți acolo. I-am văzut pe toți acolo. Duhul Sfânt a făcut și a împărtășit poza de familie. Poza familiei tale nu este cum o vezi tu astăzi. Nu este cum o văd oamenii. Nu este cum spun unii și alții. Este cum o vede Duhul Sfânt. Vă spun că serviciul de înmormântare a devenit un serviciu de celebrare și de înviere. N-a mai fost o lacrimă, n-a mai fost o durere, pentru că cel viu e mai puternic decât moartea. Amin? Asta este Dumnezeul dincolo de orice. Și dacă încerci doctrina și înțelegerea și ce ai știut tu să explice toate astea, Domnul să te binecuvinteze. Dar dacă vrei să cunoști pe acest Dumnezeu care este dincolo de obișnuit, El este gata să se lase cunoscut. Amin? Slăvit să fie Domnul! Deci am început de o vreme să vorbim despre o carte și este foarte important și repet asta de fiecare dată, să poți să citești, să declari, să-ți însușești ceea ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Am mai spus asta și altă dată, că de multe ori am luat Biblia și cuvântul lui Dumnezeu și n-am văzut viața de rema, viața cuvântului, așa cum El, Domnul, care este cuvântul. Cuvântul e o persoană. Cuvântul nu e o idee. N-ai știut asta? Nu, cuvântul nu este o înșirare de niște sunete și de cuvinte. Nu, cuvântul e o persoană, este El însuși. Când spune, iată, eu sunt cu tine, este persoana care vorbește cu tine. Cuvântul lui este viu, viu și lucrător. Și din păcate, slova și felul cum oamenii tot vorbesc și lucrurile care se tot repetă, păi am mai auzit asta, păi am mai citit asta, păi am mai văzut asta, au omorât orice fel de credință cu care să poți să primești cuvântul viu. În așa fel încât vine cineva și spune, știi că spune că El a luat asupra Lui suferințele tale? Da, 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 știu, am mai citit și eu. Dar continui cocoșat. Când cuvântul a zis, trebuie să spui, pleacă de aici. Sunt liber. Deci am învățat asta, am luat cărticica aceasta și mulți dintre voi aveți, spune un fiu al Dumnezeu adevărat, adevăr, fapt și realitate. Am vorbit despre cum poate să te schimbe și faptul că îl declari, că îl rostești, că meditezi la adevărul lui Dumnezeu. Și spuneam data trecută despre faptul că vreau să stai la anumite capitole până când știi precis că sunt parte din tine, sunt viață pentru tine, pentru sufletul tău. Capitole despre răstignirea cu Hristos, am murit cu Hristos, am fost îngropat cu Hristos, stai acolo până când clar... Orice s-ar întâmpla, orice vine,
primul lucru care apare din tine este, sunt mort. N-ai dreptul, nu poți, n-ai ce să-mi faci. Sunt mort. Da? Deci ăsta este felul în care vrem să creștem. Mergem mai departe astăzi, dar nu poți să mergi mai departe până n-ai făcut celelalte capitole, da? Ok, bine, am înțeles asta. Coloseni 2 cu 13, vorbim despre am fost adus la viață cu Hristos. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El. După ce ne-a iertat toate greșelile, când ți-a iertat toate greșelile? Păi când m-am pocăit cu adevărat și m-am tot pocăit și m-am mai pocăit încă o dată și iar m-am pocăit. Nu. N-ar fi putut să te învieze dacă nu ți-a iertat greșelile. Știi când ți-a iertat toate greșelile? Atunci când Hristos a murit. Asta e un fapt. Ce se întâmplă cu tine când îți ceri iertare este că primești iertarea. Înseamnă că în sufletul tău primești această reconciliere, împăcare cu El. Și pacea vine atunci în sufletul tău. De El nu moare atunci să-ți ierte păcatele. Iertarea este un fapt care s-a întâmplat. Toate. După cine ai iertat, câte? Toate greșelile. Și pe alea care le-am repetat, vrei să mai citesc o dată? Toate. Și pe alea care le fac eu așa că știu că nu-i bine și tot fac și... Nu. Toate. Păi m-am citit eu niște versete care m-au speriat că dacă cineva se întoarce și face și... Nu. Toate. Dacă te-ai speriat de versetul ăla, înseamnă că nu ești din categoria aia. Că cei care sunt din categoria aia nu se sperie. Foarte simplu, da? Nu cred că poate să fie mai simplu. Dacă te-ai speriat că nu știu ce, ai pierdut mântuirea și că nu mai poți să fii mântuit, dacă te sperie asta, nu ești precis, nu ești din categoria aia. Că oamenii care sunt în categoria aia, nici nu-ți dau seama. Știți că cea mai, în special pentru o boală mentală, cea mai grozavă parte a bolii mentale este că omul nu acceptă că e bolnav. În momentul în care acceptă că e bolnav, este jumate vindecat. Nu-s bolnav, n-am nevoie de asta, nu-s bolnav. Da? Deci oamenii care sunt în categoria aia nu știu că-s bolnavi și nu acceptă că-s bolnavi. Da? Dacă pe tine te sperie lucrul ăla și vrei să faci ceva pentru aia, precis nu ești în categoria aia. Da? Am închis. Înapoi. Toate. Toate le-a iertat acolo. Deci v-a adus la viață împreună cu El. Stai puțin, când l-a adus la viață pe Iisus? Acum aproape 2000 de ani. Când ai fost tu adus la viață? Păi dacă te-a adus împreună cu El, acum 2000 de ani. Oricum o întorci și o socotesc, tot atunci te-a adus. Da? În momentul în care tu te naști din nou, tu primești tot ce deja s-a întâmplat în Hristos. Toate lucrurile alea dintr-o dată se întâmplă în tine și te schimbă. Nașterea din nou este un lucru extraordinar, dar este o manifestare a adevărului care Dumnezeu, a faptelor care Dumnezeu le-a făcut cu Hristos. Asta este ce te naște din nou. Tot ce s-a făcut în Hristos, în momentul acela, se întâmplă în tine prin Duhul Sfânt. Beneficiul la ce s-a întâmplat. Dar ai fost înviat atunci. Te-ai întrebat vreodată ce s-a întâmplat când a înviat Domnul Iisus? Spune prin Petru că n-a fost mort 3 zile. Trupul lui a fost în mormânt 3 zile, da? Dar n-a fost mort 3 zile. Spune că în momentul în care a murit, ceva s-a întâmplat, s-a rupt perdeaua din lăuntru templului și o grămadă de oameni au înviat. Dar au înviat și nu au ieșit din mormânt decât după învierea lui. Da? Deci după cele 3 zile. Dar ca acea putere să învieze o grămadă de sfinți din Vechiul Testament se întâmple, credeți-mă, Domnul Iisus nu era în mormânt.
Pentru că momentul care a fost și sufletul lui a fost dus în Sheol, a fost dus în iad, acolo, și diavolii au început să sară de bucurie, că au zis, l-am prins, gata, s-a terminat, am biruit. În momentul acela s-a întâmplat ceva nemaipomenită mărimea puterii lui Dumnezeu. L-a trezit. Și mielul a zis, sunt viu. Unde-s cheile? Unde-s cheile? Nu pot să-mi imaginez dezastru și stupefacția care s-a întâmplat în iad în momentul ăla. A luat robia roabă. În momentul acela, Satana, care era probabil în charge, diavolul îl mare, și-a dat seama ce prostie a făcut. Cum ne-am gândit noi să-L omorâm pe Dumnezeu? Ce prostie poate să fie în capul oamenilor? În capul diavolului? Cum poți să-L omori pe Dumnezeu? Deci în momentul acela a înviat, a luat cheile morții, locuinței morților, o grămadă de sfinți care erau ținuți în sânul lui Avram, au înviat, deci puterea învierii deja a început să lucreze. După 3 zile, deci a fost foarte ocupat, totul planificat de tata, 3 zile, da? N-a fost mort. Trupul lui însă era întins acolo. Da? După 3 zile, a venit. Țineți minte că noi învățăm asta, noi nu suntem trupul nostru. Iisus nu era trupul lui, Iisus era Dumnezeu, Duh și suflet. A venit, parcă-l văd. Cere să ai experiența asta, să vezi, Doamne, cum a fost acolo, că ai zis că și pe mine m-ai înviat cu el. Vreau și eu să văd, ce-o fi fost în mormânt atunci? Nu? De ce nu? Parcă-l văd. A apărut acolo și s-a uitat la trupul lui. Parcă își vedea trupul. Unii dintre voi ați avut experiența asta, că vă ridicați și vă uitați și vă vedeați trupul jos. Nu? That's pretty interesting. So, a văzut trupul, lovit, cu tot felul de lucruri, desfigurat. Parcă-l văd. A vindecat trupul lui. De toate rănile, cu excepția găurilor. Pentru că trebuia să le arate cuiva. A vindecat absolut tot. Și porma a intrat în trup și a ieșit afară. Ce putea să-L țină pe Dumnezeu? Când Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, te-a dus cu El la viață. Ce extraordinară putere! Ce lucrare nemaipomenită! Felul cum El a lucrat asta. Și știi de ce Iisus a trebuit să se ducă în Sheol și în iad? Ca tu să nu te mai duci. Aia era unde noi trebuia să mergem. Dar El a murit moartea noastră. A luat pedeapsa noastră. Pedeapsa pentru care treia să fie a noastră a căzut peste El. Și vindecarea care El a dus-o prin puterea învierii, când a vindecat trupul Lui, v-ați gândit vreodată că trupul ăla care a ieșit din mormânt a avut un conținut diferit? M-am gândit de multe ori că probabil nu avea sânge normal, era carne și oase. Avea niște proprietăți diferite. Sângele a fost prezentat la tata. Un trup nou, dar încă era un trup care semăna cu trupul de om. Pentru că îl recunoșteau. Trupul lui, pentru 40 de zile, a fost un trup înviat și nu încă glorificat. Ceea ce vreau să vă spun este că atunci când înțelegem puterea învierii lui Hristos, ceva se întâmplă chiar și cu trupurile noastre fizice.
Pavel spune asta în Corinteni. Atinge dinăuntru, puterea lui atinge chiar și trupul nostru fizic. Am văzut un serial ăsta interesant făcut de, cred că, o societate americană, de asta media americană, de NBC, cred că este, în care studia vorbirea în limbi și arăta ce se întâmplă cu creierul omului și făceau tot felul de măsuri când cineva vorbește în limbi. Uimitor! Uimitor! Felul cum vedeau ce se întâmplă în creier, și asta a fost făcut de atei, probabil, sau de necredincioși, da? Dar studiul a fost, you know, documentat. Când un pastor l-a pus și a început să roage în limbi, era ceva care nu puteau explica ce, cum arăta lumina și energia și toate lucrurile din creier, care spune nu erau când s-ar fi rugat normal, cu mintea. Mă voi ruga cu mintea, mă voi ruga cu Duhul. Asta e extraordinar. Ceea ce Duhul face în noi are influență în trupurile noastre. Slavă Domnului! Bineînțeles! Dacă vreți, o să vă trimit asta, să vedeți și voi cum este. Mi s-a părut foarte fun. Interesant. Deci, ai fost înviat cu El, ceva a început să se schimbe chiar și în trupul tău. Trupul tău și trupul fiilor de Dumnezeu din această generație trăiesc ceea ce El a trăit cele 40 de zile. Încă nu este glorificat. Va fi glorificat când El va veni să ne ia și atunci ne va glorifica. Dar este un trup înviat. Este un trup în care învierea lucrează, face ceva neobișnuit. Toate minunile, vindecările, schimbările pe care tu le vezi, le simți în viața ta, sunt din cauza puterii învierii lui Iisus Hristos. Slăvit să fie El! Experimentează lucrul ăsta! Am fost adus la viață cu Hristos. Tatăl ne-a dat viață împreună. Învierea Lui acum este în mine. Acum Dumnezeu mi-a dat aceeași viață cu care a fost înviat Hristos. Duhul meu este plin de viața Lui. Și în Efeseni 2:5, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Dumnezeu mi-a dat viață mie, dându-i viață Lui. Cumva Dumnezeu ne-a plasat în El. Și tot ce s-a întâmplat cu El, s-a întâmplat cu noi. Da? Am fost incluși în El. Valoarea morții Lui, îngropării Lui și învierii Lui este aceeași valoare pentru noi, pe care tu o primești prin credință și prin Duhul Sfânt. Mi-a dat dându-i viața Lui, mi-a dat viață mie dându-i viața Lui, pentru că eu am fost una cu El. Dumnezeu m-a văzut mort. Dumnezeu m-a văzut înmormântat. El m-a văzut înviind. Am fost adus la viață cu Hristos. Aceeași viață a fost insuflată în mine, în Duhul meu. El mi-a dat viața lui Hristos. Aceeași viață care L-a făcut stăpân peste iad și peste forțele întunericului e și în mine acum. Ce minunat că ceea ce se întâmplă cu tine astăzi este o putere de înviere, este o putere de viață care nu poți să o explici. Puterea unei vieți nepieritoare, vieții veșnice, vieții zoe a Duhului Dumnezeu, absolut trece peste, exercită toată puterea peste viața sufletului, peste viața trupului. Viața psihică a minții tale se supune vieții învierii lui Hristos. Viața bios, biologică a trupului tău se supune vieții puterii învierii lui Iisus Hristos. Știi asta? Începe să declare asta, citind asta, rostind aceste cuvinte și începe să vezi cum îți închizi ochii, cum din viața Duhului viață vine în mădularele tale. Nu așa spune Isaia, va da din nou putere mădularilor tale.
vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărei ape niciodată nu seacă. Prinde promisiunea asta, crede-o, este pentru tine, niciodată nu seacă. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumim pentru puterea nemaipomenită cu care l-ai înviat pe Iisus Hristos din morți. Mulțumim că lanțurile morții nu l-au putut ține acolo în iad. Mulțumesc că a făcut tot ceea ce tu ai hotărât pentru el. Mulțumesc că a luat cheile morții, locuinței morților. Mulțumesc că a venit cu o autoritate extraordinară peste tot iadul, peste toată lucrarea satanei și a diavolului. Mulțumesc că învierea lui l-a poziționat ca unul în autoritate. Și Doamne, așa cum ne uităm și credem în Iisus Hristos cel înviat, mulțumim că și noi am fost înviați cu El. Și astăzi, când ne-ai deschis ochii, Tată, îți mulțumim că și noi în El avem autoritate. Peste moarte, nu ne mai temem de moarte. Peste întuneric, suntem lumină. Peste boală, suntem vindecare. Peste ură, suntem iubire. Mulțumim că ne-ai dat această poziție deosebită prin viața lui Iisus Hristos. Primim asta, spunem asta, ne bucurăm în aceasta pentru slava numelui Tău. Mulțumim, Tată! Amin! Vă vedem data viitoare, fiți binecuvântați! Domnul este pe tron! Amin!